trei tulburări de voce grave pe care ar trebui să le cunoști dacă ești solist vocal și dacă pui o pâine pe masă din cântat. De ce zic că trebuie să le cunoști? Cred că trebuie pentru că sunt foarte, foarte mulți cântăreți care încep să aibă tulburări de voce. La mine, ca și profesor de canto, ajung foarte mulți cântăreți exact la marginea prăpastiei. Ori au deja aceste tulburări de voce, ori ceea ce li se întâmplă vor duce foarte curând la aceste tulburări de voce. Hai să vorbim despre ele și să vedem ce e de făcut. Prima și cea mai des întâlnită este disfonia. Disfonia funcțională, în mod deosebit, pentru că sunt oameni care o au de foarte mult timp și continuă să cânte peste această tulburare de voce fără să știe că o au. E destul de grav, pentru că în disfonie, corzile nu se mai unesc corect, nu se mai timbrează, aerul nu circulă corect printre corzi și partea de sus a corzilor nu se mai unește bine. Deci despre asta vorbim. În loc să facă această mișcare corzile vocale, fac această mișcare corzile vocale. Și, din păcate, aici la întâlnirea dintre cele două, de foarte multe ori ajunge să se creeze nodulul vocal, care este o altă tulburare despre care vom vorbi apoi. Cum se aude disfonia? Cum îți dai seama că s-ar putea să ai disfonie, să fie un semnal de alarmă destul de puternic pentru tine ca să te duci la medic? Apropo, un solist vocal ar trebui să meargă la medic, la orele, la foniatrie, măcar o dată pe an. Dacă ești foarte solicitat, o dată la 6 luni. Poate, dacă ești cântăreț de evenimente, la începutul sezonului de evenimente și la sfârșitul sezonului de evenimente, să te duci să vezi corzile vocale și un medic să-ți spună exact ce e acolo, ce s-a întâmplat și ce măsuri să iei la timp ca să nu ajungi să ai tulburări de voce. Așadar, disfonia se aude ca un hâșuit, un aer care scapă pe lângă corzi. În loc să ai un sunet corect, la tine o să se audă. Și nu este un efect vocal pe care tu îl faci că îți place. Nu, efectiv nu-ți iese să faci. Nu are cum, nu vrea, nu se întâmplă nimic. În plus, se aude foarte mult atunci când treci în sunete înalte această problemă. Atunci când corzile tale trebuie să se lungească, nu mai știu să mai facă chestia asta în mod sănătos. Dacă încep să sesizezi că ale tale corzi vocale încep să sune în felul ăsta, vocea ta să sune în felul ăsta, de fapt, este un semnal de alarmă că ar trebui să mergi la medic. Disfonia se tratează, trebuie să faci terapie vocală și după aceea să reeduci mușchii tăi să funcționeze altfel, pentru că ea este cauzată de tine, este cauzată de modul în care tu cânti deficitar și atunci trebuie să iei măsuri să te reînveți să cânti altfel. A doua tulburare de voce importantă sunt nodulii vocali. Și atenție, sunt foarte mulți cântăreți care merg la medic și medicul le zice: aveți schiță de noduli. Și ei merg acasă liniștiți, se culcă pe o ureche și continuă să facă lucrurile ca până atunci, pentru că au o schiță de nodul. Gândește-te ce înseamnă schiță atunci când vine vorba de un desen. Ce înseamnă schiță? Înseamnă am creionat conturul și am creionat cam tot ce vreau să devină pictura mea, desenul meu, lucrarea mea de artă. Deja că am știut tot, urmează să pun tușele finale și să îi dau forma finală ca să devină o operă de artă. Cam asta e și cu nodulii și cu schița de noduli. Schița de noduli înseamnă că a început deja să se formeze nodul vocal. Dar în același timp înseamnă că poți să dai înapoi un pic mai ușor, mai repede. Nu s-a ajuns la forma finală de nodul vocal care să trebuiască să fie operat. Astfel, dacă te duci la medic și spune că ai schiță de nodul, trebuie să începi ca la disfonie. Terapia vocală, reeducarea vocală, reeducarea printr-o tehnică transformată și să ai o total altă rutină de fiecare zi, o igienă vocală foarte bună și să te ocupi mult mai mult de vocea ta. Și nu în ultimul rând, monocordita.
este foarte des întâlnită în ultima vreme. Am avut și eu câțiva cursanți care au suferit în trecut sau suferă în prezent de monocordită și se aude, se identifică la fel ca și disfonia. Se aude în voce ca și cum ai avea o disfonie, însă nu știu exact dacă este disfonie sau este monocordită. Există anumite vase de sânge pe corzile vocale care sunt alterate. Asta se întâmplă și de multe ori trebuie să se intervină chirurgical. Dar nu întotdeauna, ea se poate trata și medicamentos în primă fază și după aceea, dacă nu răspunde la tratament, trebuie luate măsuri. Sper că ți-a fost de folos aceste informații și nu uita, trebuie să mergi în fiecare an la medicul orele, foniatru, dacă ești solist vocal.